deșteaptă. Da, asta probabil, dar nu deci știu. Deci Nicoleta m-a făcut și pe mine de cap să pun alea, nu? Da, prin el. Prin el. Băi, frate! Eu am decorat casa ca pe mine mă doare cel mai tare de el, bă, că e fratele meu, știi? Da, ai respectat o regulă. Dacă eram lângă alta, nu-l deranjat, dacă am văzut de Nicoleta la... Doar că ăsta a văzut pușcăria ei, da? Da, ai înțeles. Asta, eu am bravo. Hai. Bă, adevărat, așa s-a întâmplat. Serios, s-a întâmplat, a văzut pușcăria lui Nicoleta cu mine, m-a făcut pe de Cavi, a fost mare șmecher la faza asta și respect. Așa trebuie să fie un bărbat. Bă, păi eu am văzut și i-am zis, stai ca baroșan. Și doar o ai ajută-mă și e nebună. Hai, nebună, te ajut cu scaunul. Da, mă, poate îi place lui Nicoleta de mine. Știi ce zic? Doamne ajută, știi ce zic? Aaaa, dar n-a fost, Doamne ajută. Se strică acum între ei. Da. Păi da, lasă, că nu, că ne strică noi, nu-i problemă. Auzi, tot, la ăsta totul până la Nicoleta, știi, mă? Da, mă, l-a s-a dat la mine, m-a pus să pun alea pe pereți. De adică ce, eu zic la cameră că nu mă supăr cu tine pentru Alexandra și acum mă supăr pentru Tavi și că Nicoleta. Că ți-a făcut Nicoleta să te-am vândut pentru Tavi. Înțeleg că nu te vindeam pentru Alexandra. Dar ascultă-mă, bă, frate! Ascultă-mă un pic! Zi, bă, cum ai înțeles-o? Asta a fost, nu că m-ai vândut pe mine. În ce p***a să mă vinzi? Ești nebun la cap. Am căzut în plasă. Păi așa e, bă, domnule, ești nebun la cap. Băi, okay, bă, măcar zic, bă, am căzut și mersi că mai... Am căzut în ispită! Că mi-a arătat, atât. Bă, s-a folosit de tine, mă, ca da, să s-a folosit. Nu, bă, dar prin gesturi mici... Da, mi-a dat bani, dar știți voi că mi-a dat 20 de milioane, așa. S-a folosit de tine. Bă, nu înțelegi, dar să uite, bă, ăsta-l deranjează treaba asta, da? Ești băgat acolo, frate. Nu ții cont de prietenul tău? Cum să nu ții? Păi dacă îți pune... Dacă e bătut în cap prietenul meu, ce să-i fac? Dar și ăsta e bătut în cap, dacă îți bătut în cap și ăsta e. Nu, ăsta nu e ăsta. Păi așa, noi avem aceeași vorbă, că și la bătut. Nu, stai, două secunde. Bă, dacă tot... Ăsta-i hoț. Bă, nu mai râde. E vrăjitor, nu trebuie să te deghizezi. Dat în vrăjitor acum. Bă, dacă pe el îl deranjează chestia asta, nu trebuie să-l asculti și pe el? Să vezi ce spune? Da, să-l înțelegi și pe el? Păi l-am înțeles ce zici. Bă, dar mă doare, bă, ține el ca la frate, nu e ca și cum aș fi să fac pe mine, știi? Că am pus... Nu spune că e fraier, e nervos. Bă, da, mă, așa e, că-s fraier că am pus alea aici. Așa, da. Nu. Eu sunt fraier că am pus alea? Da, fiind. Eu cum văd eu... Trebuia să stau și eu așa. Bă, lasă să vorbească și Cătălin. Eu am zis așa, bă, nene, pe el îl deranjează, pentru că tu ai fost implicat, fără să-ți dea seama, într-o chestiune făcută de Nicoleta.